Absolut toate lucrurile au fost prorocite despre Iisus. Amin? Amin. Noi am învățat cam cât credeți, câte prorocii credeți voi că noi am învățat despre Iisus. Pentru că am învățat multe și toate care le-am învățat ele pitinite apropii de Iisus. Care, câte prorocii credeți că am învățat? 10, 20? A? Ce număr spuneți cineva? Nu, noi am învățat până astăzi 40 de prorocii despre Iisus. 40 din vechiul împlinit în nou. Asta dacă cineva cumva te întreabă, dar unde în vechiul este scris despre Iisus? Tu spune cel puțin 40, la 40 am fost eu. Care a fost? Bun. Ce prorocie am învățat noi despre Iisus? Cine din voi ține minte? Hai să ai, mai numerătăm o dată. Fuga în Egipt. Luceafur de dimineață. Preotul după rânduiala lui Melchisedec. Da, pe haină s-a tras la sorți. Lilia. 30 de arginți. 5 prorocii deja avem. Încă. A mers cu măgarul. 6. Altcineva. Slavic. S-a spus. Cine mai știe? S-a născut din fecioară, 7. Alți. Și-a scos slava din copii. Șilo, da. Leu din Iuda. Uite, noi am numit acum 10. Născut în Betleem, da. Fraților, e important să învățăm prorociile. Mai avem de învățat vreo 8 prorocii împreună. Și după asta o să trecem vinerea și o să învățăm cărți din Biblie. Așa, după sfatul unui frate, o să luăm Matei de la început, Coloseniu, Efeseniu, tot. Amin? Fratele Adilupu? Ce părere ai? Da, slăvit să fie Domn. Voi observați cum e la noi. Noi vinerea învățăm prorociile. Știți de ce la noi oamenii nu previn și prorocesc prostii pe aici? Pentru că noi învățăm prorocie adevărat. Noi învățăm prorocie adevărat și ăștia care vin, moș Andrei, când vine cu prorocie de-a lui mincinoasă, noi zicem, auzi, noi am auzit mai mari și noi pe astea mari le studiem. Tu vii, am cu una mică de asta. Cum au zis, țineți minte prorocul ăla de sâmbătă, care eu zic că e fals, dar o să-l mai are 3 săptămâni. Care a zis că eu a zis cuiva, eu prorocit că tu ai băut. Știi? Fraților, studiem prorocie adevărate și după astea false nu o să aibă nicio putere niciodată. Amin? E adevărat sau nu? E adevărat. Așa e. Iisus este Duhul prorocii. Acum, studiem o prorocie care se numește Înălțarea la Cer. Ce părere aveți voi, frați și surori? A fost prorocit că Iisus se va înălța la cer. Iisus s-a înălțat la cer. Dar oare a fost vreodată prorocit despre asta? Că El se va înălța la cer? Da. Mergem deodată la Psalmul 68 cu 18. Înălțarea la cer. Să vedem ce spune împăratul David. Ce cuvinte spune el și după aia mergem mai departe. Psalmul 68 cu 8. Psalmul 68 cu 18. Psalmul 68 cu 18, citim toți odată. 2, 3. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război. Mai nimeni nu citește împreună cu mine. Vă rog, citiți tare, toți odată tare. 2, 3. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Amin?
Care-i prorocie aici? Este ceva aici care să arate că e despre Iisus? Hai să fim sinceri. Uite-te, aici ca atare sunt două prorocii. Una e despre Iisus și alta e despre noi. Dacă te uiți atent. Prima despre Iisus spune așa. Te-ai suit pe înălțime. Ai luat prinși de război. Fraților, cine a predicat prinșilor de război? Cine vreodată? Despre cine a fost prorocit că el predică, că el îi va elibera pe prinșii de război? Isaia spune despre Iisus. În capitolul 61 Isaia spune că Iisus, Duhul Domnului este peste mine ca să elibereze pe cei prinși de război. Fii atent! Numai gândește un pic mai adânc, un pic. Te-ai suit pe înălțime. Te-ai suit pe înălțime. Lui Dumnezeu nu poți să-i spui că te-ai suit pe înălțime. Asta e doar te-ai suit pe muntele Himalaya. Nu. Pentru El Himalaya nu e înălțime. Tu când zbori cu avionul acasă sau vii de acasă, tu te ridici undeva sus și spui, ce înălțime. Aia pentru Dumnezeu nu-i înălțime. Rachetele care se înalță în ceruri, în 7 minute ajung în cosmos. E mare înălțime. Dar nu pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu aia nu-i înălțime. Ca să ajungi la înălțimea planetei Marte, îți trebuie câțiva ani lumină să zbori. Ca să ajungi la alte planete, îți trebuie cu viteza sunetului de 1000 de kilometri la oră să zbori câteva milioane de ani. Și nici aia, pentru Dumnezeu, nu-i înălțime, ca să înțelegi. Și acum mulți oameni zic, păi, interesant, dar ce-i înălțime pentru Dumnezeu? Când se scrie în Biblie că te-ai suit pe înălțime, aici nu merge vorba despre ceea ce socotim noi înălțime. La Dumnezeu înălțimea e diferit din înălțimea ta. Cine din voi știe unde s-a înălțat Iisus? Cât de sus? Știi cineva unde, cât de departe ar fi asta? Nimeni. El s-a suit în înălțime. Și interesant un lucru, fii atent ce a făcut Iisus. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război. Ai luat în dar oameni. Nu s-a suit singur. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. S-a împlinit prorocia asta sau nu? Fii atent, Biblia spune că nimic pătat nu ajunge în împărăția cerurilor. Amin? E adevărat? Dar uite-te, spune, cei răzvrătiți, cine a curvit odată, s-au furat odată, s-au făcut vreun rău vreodată, e răzvrătit. Și noi toți intrăm, liber am putea intra cu trecutul nostru, ne-am calificat ca răzvrătiți. Sunteți de acord? Răzvrătiții au toată șansa să urce la Dumnezeu numai prin Iisus Hristos, dacă se pocăiesc. Amin? Fii atent ce a făcut Iisus. David cânta fără să-și dea seama. Spune, te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Fraților, asta a fost prorocit în Vechiul Testament, că tu te-ai suit pe înălțime. De unde știm noi dacă asta e despre Iisus sau nu? Fraților, asta e despre Iisus? Este despre Iisus? Ok, hai să deschidem mai departe. Luca, capitolul 24, versetul 50 și 51.
Noi citim niște locuri care arată împlinirea. Luca, capitolul 24, de la versetul 50 la versetul 53. Hai așa. Ascultați. El i-a adus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Nu mai închipuiți-vă asta. Închipuiți-vă. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. În tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. Iisus Hristos a stat cu ei, i-a binecuvântat și în timp ce i-a binecuvântat, el s-a înălțat. Fii atent. Tu poți un pic să-ți închipui cum asta arăta? Ca să înțelegi că numai Dumnezeu poate să urce pe înălțime. Nimeni altcineva, nimeni vreodată. Acum Iisus cum mergea cu ei spre munte, a mers cu ei, nu, s-a ridicat el pe un munte cu ei și ei credeau că ia ca el s-a ridicat la înălțime. Iisus spune că asta nu e înălțimea mea. Asta pentru voi pare înălțime, înălțimea mea e alta. Și binecuvântându-i, pus mâinile peste ei, la un moment dat Iisus începe a ridica la cer. Cum credeți voi? Cineva dintre voi s-a uitat vreodată cum un balon se ridică la cer? Eu om serios cu 4 copii, când a dat drumul Iosif la un balon, deja Tania a intrat în magazin în Asda, dar eu tot mă uitam, mie îmi plăce cum el se duce, și mă uitam dacă îl văd. Bun, ăsta un balon. Cum credeți că se uitau apostolii când Iisus se înălța? Cum credeți, după ce Iisus nu s-a mai văzut, ei se mai uitau? Da. Da. Ei se gândeau, Vasea spune, ei se gândeau că poate acuși vine înapoi. Și ei poate spuneau între ei, ce bine, hai să cântăm o cântare. Hai să, Doamne, vino înapoi. Iisus le spune lor ceva înainte de a se înălța. Știți ce le-a spus Iisus înainte de a se înălța? Cine știe cuvintele lui Iisus înainte de a se înălța? Nimeni nu știe. Iisus nu spune, trebuie să vă duceți neapărat să hrăniți orfanii. Să dați mâncare la vădove. Iisus nu spune să dați pâine unul la altul și să vă ajutați unul pe altul. Iisus un lucru a spus înainte de a se înălța. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Pentru că numai prin Evanghelie noi putem fi și noi înălțați la cer. Numai prin Iisus. Amin? Ascultă atent un lucru. Tu poți să-i dai lui om ce nu i-ai dat. Dacă tu lui nu i-ai dat Evanghelia, el cu tot ce i-ai dat tu rămâne pe pământ. Când tu îi dai Evanghelia, lucrurile se invers. Tot rămâne pe pământ, el se înalță la cer. Noi la oameni trebuie să dăm Evanghelia, ceea ce noi și facem. Amin? Să dăm Evanghelia la orice făptură. Hai să deschidem împreună la Fapte, capitolul 1. Mai avem niște cuvinte înainte de a se duce Iisus, care le-a spus. Fapte, capitolul 1, cu 9. Tot despre vestirea Evangheliei. Hai să mergem la versetul 6. 1 cu 6 și ajungem și la 9. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ce voi veți primi o putere
când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Interesant. Eu mi-închipui pe apostoli că ei n-au stat 5 minute, dar ei au stat ore. Eu mi-închipui că au stat câteva ore. Tu aveai să stai mai puțin? Eu cred, vreau să cred, eu dacă eram acolo, mă uitam 3 ore, mă duceam acasă și mă întorceam înapoi pe locul ăla și mă mai uitam și nu cred că n-am făcut-o vreunul din apostoli. Poate cumva, dar dacă el se întoarce chiar acum înapoi, după noi, și să mă găsească aici pe munte, să mă ia de aici. Fraților, recunoaștem noi sau nu, dar asta e mintea noastră, a tuturor, omenească. Tu îți dai seama, tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus, 3 ani ai îmblat cu El, El te-a mântuit, ți-a spus că mergi în cer, ești a Lui, și la urmă El pleacă și pe tine te lasă aici pe pământ, și tu stai și te gândești, Doamne, dar Tu ai zis că vii înapoi. Și noi 3 ani ne-am lepădat case, mese, tot am lepădat pentru tine și Tu ai zis că vii înapoi și noi așteptăm. Ei au așteptat cu orele și cu zilele. Vreau să cred că unii s-au și întors înapoi sau poate că gândeau, nu știu, zic poate, ne întoarcem mâine, Petru, ne întoarcem mâine, că poate el mâine vine și ne ia. Citim versetul 10. Și cum, fiți atenți, și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat 2 bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Două feluri de creștini. Două feluri de creștini. Primul, asta sunt, nu că primul, eu numesc primul. Sunt creștini care s-au pocăit și rămân cu ochii pironiți spre cer. Și asta e bine, nu-i rău. Fraților, e bine să cu ochii pironiți spre cer. El e cu ochii pironiți spre cer atât. Și trebuie să vină îngeri care trăiesc în diferite orașe, să spună, bărbați galileieni, nu mai stați aici. Ți-ai pironit ochii spre cer și gata, stai aici. Stai un pic. Iisus înainte ca să înalță la cer a spus niște cuvinte care voi trebuie să le faceți. Iisus n-a zis, copiii mei, eu plec și voi rămâneți pironiți cu ochii spre cer. Și s-a înălțat și că atunci, că dacă Iisus spune așa, de 2000 de ani, pe muntele ăla, ortodoxi, îți dai seama ce făceau cu catolici. Și icoane aveți fii din asta. Iisus a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. 10 minute va ajunge să stați cu ochii pironiți, să mă vedeți cum eu plec, cum mă înalț, dar voi trebuie să vestiți Evanghelia. Doamne, dar noi te așteptăm să ne ieși pe noi la cer. Iisus spune, eu pe voi singuri nu vă iau. Dar cum, Doamne, nu ne iei singuri? Eu pe voi vă iau dacă mai luați pe cineva cu voi, de mână. Amin? Amin. Dar de unde eu știu că Iisus vrea ca eu să iau pe cineva cu mine de mână, în cer? De unde eu știu asta? Iisus spune că cine vestește, cum vor, cine spune acolo, Pavel îmi pare, cum se vor pocăi dacă nu vor auzi cuvântul?
Cum vor auzi cuvântul dacă nu li se va predica? Și cine le va predica dacă nimeni nu-s trimiși? Și Domnul Iisus ne trimite pe noi, pe apostoli și pe noi. Fii atent, Iisus le-a zis prima dată, duceți-vă în toată lumea și vestiți Evanghelia. Ăștia au rămas pironiți către cer și Iisus îi mai avertizează încă o dată. Nu îi avertizează, dar le dă un sfat. Le aduce aminte prin doi îngeri, bărbați galileeni. Voi ați uitat ce a spus Iisus. Acum, încă ceva ce au zis ei. Acest Iisus, care voi îl vedeți înălțându-se, eu numai mi-l închipui ce vedeau ei. Ei vedeau cum Iisus urcă la 10 metri, la 20 de metri, și tot arată mai mic și mai mic, sus, și acolo zice că a apărut un nor și l-a acoperit. Și îngeri au zis niște cuvinte interesante. Exact cum l-ați văzut că a plecat, s-a înălțat pe nor, așa se va întoarce pe nori. Pe nori a plecat, pe nori va veni. A fost prorocit că, Doamne, Tu Te-ai înălțat pe înălțimi, pe înălțime, și ai luat cu Tine prinși de război. Fraților, Domnul Iisus a luat în cer oameni care din pricina lor noi suntem pocăiți. Da sau nu? Sunt astăzi în cer cu Iisus oameni care din pricina lor noi suntem pocăiți. Da, deja sunt. Sunt oameni care nouă ne-au spus despre Iisus sau au spus cuiva și cineva, iar cuiva și cineva nou ne-a spus, a patra generație și noi suntem a cincea. Și iată-ne noi pocăiți. Dar acum noi în ceruri nu trebuie să mergem singuri. Noi avem un sfat de la Iisus. Iisus ne spune așa, în ceruri trebuie să luați trei feluri de oameni cu voi. Ceea ce învățăm la Psalmul 68:18. Ce fel de oameni? Prinși de război, răzvrătiți și... Mai era un fel de oameni acolo. Psalmul 68:18. Ce ne spune? Deschideți Biblia repede. Psalmul 68:18. Iisus ne spune să luăm trei feluri de oameni cu noi în ceruri. Pentru că El îi ia, Lui îi place să ia. Ai găsit? Răzvătiți, prinși de război și mai scrie în dar oameni. Tot felul de oameni ia-i în dar lui Iisus cu tine. Când vii în ceruri, îți dai seama ce plăcut, ai intrat în ceruri și spui, Iisuse, s-am adus în dar încă 24. Ce frumos! Încă 24 m-a dus, dar altul îți vine și a zis, Iisuse, eu am venit cu unul. Și altcineva o să vină și o zică, Iisuse, eu n-am reușit parcă cu nimeni să vin, eu am venit singur. Și Domnul Iisus o să ne spună nouă așa, asta ți pare că ai venit singur. Dar tu cândva în tren, i-ai spus la unul care i-a spus la 100. Și 100 au spus la 4.000. Și îți vezi un oraș întreg care au venit numai din tine, că ai spus o propoziție cuiva. Orice cuvânt al Dumnezeu are putere. Tu îl spui, nici nu te interesa. Poți nici nu te interesezi ce o să se întâmple. Că a crezut, că n-a crezut, poate nu-l vezi niciodată. Și tu poate crezi că nimeni nu s-a întors prin tine. Poate să se întâmple, când ai să te duci acolo în ceruri, patru străzi întregi o să fie de oameni care, pentru că tu ai spus o propoziție cuiva. Asta e minunat la Domnul. Hai să deschidem împreună la Efeseni, capitolul 4, la versetul 7 la 10. Efeseni, capitolul 4, la versetul 7 la 10. Ascultă atent. Apostolul Pavel spune așa cuvinte. Dar fiecare din noi... Harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De ce este zis
s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că se coborâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Citim versetul 10 împreună toți odată. Tare, 2, 3. Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Spune, este vreo taină în cuvântul ăsta? Tu găsești vreo taină? Să umple toate lucrurile. Sunt unele lucruri care nu o să le înțelegem niciodată pe pământul ăsta. Cât stăm, asta e ok. Pavel tot nu le înțelege pe toate. Dacă este cineva care o să zică, dar tu nu știi? Zic, nu știu, nici Pavel nu știe multe. El, ceea ce eu trebuie să știu neapărat este că acel ce s-a coborât, pe mine asta mă interesează, pe mine el mă interesează. Cel ce s-a coborât este același care s-a înălțat. Acum vreau să vă întreb, în Vechiul Testament, Dumnezeu cobora pe pământ? Da sau nu? Da. Când, hai să numim câteva lucruri, când? Când cu Avram, dar înainte de Avram, când cobora el? Cu Adam, cu Avram, când s-a mai coborât Dumnezeu? Cu Moise, cu Gedeon, s-a coborât Dumnezeu. Acum, dacă eu am să, după ce am vorbit asta și am să-ți spun așa cuvinte, cel care s-a coborât, nu numai în Noul Testament, dar și în Vechiul Testament, este același cu cel care s-a înălțat. Tu acum înțelegi cuvintele care sună? Eu și Tatăl una suntem. Ceva care pentru creierul nostru mic ne vine să ne iasă fum din creier. Cum asta? Ia că așa. Cel care cândva s-a coborât, el s-a și înălțat. Și despre el a fost prorocit. Interesant, spune, cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Amin. Asta a spus Pietru. Asta a spus Pavel. Acum mergem în capitolul, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, la versetul 32 și 33. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Apostolul Pietru, știți ce s-a întâmplat aici? El predica la toate națiunile care au venit atunci în Ierusalim și mai ales era în ziua cincizecimii acolo. Faptele Apostolilor 2, la versetul 32 și 33. Și una dintre predica, cuvintele care sunau în predica lui Pietru erau așa: Dumnezeu a înviat pe acest Iisus. Și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Uite atent la versetul 33. Și acum odată ce s-a înălțat, ce predicau apostolii în toată lumea? Ei predicau că Hristos s-a înălțat. Acum dau și alte întrebări. Apostolii predicau că Iisus s-a înălțat. Apostolii predicau că te poți înălța și tu dacă Iisus s-a înălțat. Acum vreau să-ți dau o întrebare. Fii atent. Dacă Iisus a murit, poți muri și tu.
Dacă Iisus a înviat, înseamnă că poți învia și tu într-o zi. Prin Iisus, e clar. Dacă Iisus a suferit, înseamnă că poți suferi și tu. Se poate sau nu? Acum, o altă întrebare. Dacă Iisus s-a înălțat, într-o zi putem fi și noi înălțați? Ascultă atent. Tot ce a făcut Iisus, dacă Iisus va stă pe tron, vom sta și noi pe tron sau nu? Este scris. Vom sta, fii atent, vom sta cu El pe tron, pe tronul Tatălui. Creierul meu nu înțelege cum e asta, dar eu un lucru vreau să știu și să știu sigur că știți și voi. Dacă Iisus, înseamnă că și eu. Dacă Iisus, înseamnă că eu tot. El a murit, mor și eu. El a înviat, înseamnă că moartea nu mai are putere, voi învia și eu. Ascultă, să nu dai voie, vreau să-ți dau un sfat. Nu da voie la lucruri mici să intri în creierul tău, să-ți semeni îndoială, niciodată nu da voie în viața asta. Pentru că cum ai dat voie la un lucru mic să-ți semeni îndoială în creierul tău, cu privire la Iisus, tu ești mâncat. Credința ta începe a muri și tu te începe a mânca pe dinăuntru tot. Și nu vreau să fim o carcasă care strigă aleluia degeaba. Noi trebuie să credem din toată inima, așa cum spun Scripturile. Scripturile spun drept sau nu? Cine din voi nu l-a văzut pe Iisus când s-a înălțat? Ridicați mâna în sus, cine nu l-a văzut când El s-a înălțat? Aici dacă era Petru sau Pavel, Pavel nu. Nu, stai un pic, dacă era Petru sau Ioan, apoi ei ridicau mâna că eu l-am văzut. Cum eu nu pot să ridic mâna așa. Eu... Încă o dată întreb, nu ridicați mâna. Cine din voi nu l-a văzut pe Iisus că s-a înălțat? Altă întrebare. Cine din voi crede și știe că Iisus s-a înălțat? Cine din noi crede că Iisus s-a înălțat? Ce te face pe tine să crezi că Iisus s-a înălțat? A? Schimbarea vieții, da? Ascultă, cel ce s-a înălțat, ți-a atins cumva inima? Cel ce s-a înălțat, ți-a atins cumva creierul? Adu-ți aminte ce creier aveai tu nespălat, fără Hristos. Ți-au spălat creierii. Spune, dar tu nu ai idee ce murdari erau ei. Așa e. Fraților, interesant, înainte de a muri Iisus Hristos, trebuie să vorbim și asta. Înainte de a muri Iisus Hristos, cui și-a încredințat El Duhul? El și-a încredințat Duhul Tatălui. Ce a zis El? Tată? Tu n-ai fost acolo. Tu crezi că asta s-a întâmplat? Tu crezi că Iisus și-a încredințat Duhul Tatălui? Da. Crezi că Tatăl l-a întâmpinat, a întâmpinat Duhul lui Iisus? Dar cine este Duhul lui Iisus? Interesant. Fii atent un lucru. Iisus pe cruce. Iisus era 100% om și 100% Dumnezeu. Iisus pe cruce, pentru că e 100% om, ne învață pe noi o lecție. Înainte de a muri, și toată viața, dar și înainte de a muri, trebuie să realizezi că tu ai din credințat Duhul tău cuiva. Iisus spune, Tatăl, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Când, să zicem, când Duhul lui Iisus a mers sus, s-a întâlnit cu Tatăl, Tatăl a întâlnit Duhul lui Iisus. Asta e doar o închipuire. O închipuire, un pic. Moare Ștefan. Ce a spus Ștefan? Stai un pic. Ce a zis Ștefan legat de Duhul său? Când să-și încredințeze Duhul. No, noi trebuie să citim împreună. Hai să deschidem împreună și să citim. E important
Pentru că noi trebuie să cunoaștem și asta. Fapte, capitolul 7, de la versetul 54 la 60. Fapte 7, de la 54 la 60. Deci Iisus și-a încredințat Duhul Tatălui. Cui noi trebuie să încredințăm Duhul nostru? Lui Dumnezeu, da? Tatălui? Amin? Când a auzit de aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au tărât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, citim toți odată cuvintele astea, 5, 2, 3, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Stop, ne oprim un pic aici. Cui și-a încredințat Duhul Ștefan? Cui și-a încredințat Iisus Duhul? Păi cui noi trebuie să ne încredințăm Duhul? Tatălui sau lui Iisus? Tu acum înțelegi încă o dată, eu și Tatăl, una suntem. Iar ne băgăm în Trinitate, cumva. Da, da, Dumnezeu este triunic, Dumnezeu. Nu știu cum e asta logic, nici nu mă bag, dar asta așa e. Fii atent un lucru. Iisus își încredințează Duhul Tatălui, Ștefan își încredințează Duhul lui Iisus. Cine-i Iisus? Noi știm din Biblie că numai Dumnezeu primește Duhul omului, El dă Duh, El îl primește. Și aici Iisus primește Duhul lui Ștefan. Acum vreau să dau o altă întrebare. Iisus îl iubea pe Ștefan? Iisus îl iubea pe Ștefan când Ștefan era omorât cu pietre? Când Ștefan era omorât cu pietre, unde era Iisus? Că de multe ori nouă ne spun întrebări. De ce, dacă Dumnezeu e iubire, uite, oamenii suferă, creștinii, unde e Dumnezeu? O întrebare vreau să dau. Dacă Iisus a suferit, noi vom suferi? Putem suferi dacă Iisus a suferit. Dacă Iisus a murit, noi putem muri. Dacă Iisus a înviat, noi vom învia. Dacă Iisus s-a înălțat, noi vom fi înălțați. Amin? Acum, știi care e partea frumoasă? Pe creștini adevărați, fiți atenți ce vă spun acum, dar anume pe cei adevărați, îi întâmpină Iisus. Ascultă, când tu ești creștin, nu vorbesc de bolmojală sub nas, când tu ești creștin adevărat, care crezi din toată inima că Hristos e Domnul, în timpul când în tine vin pietre mari, sau dormi pe beton, când tu ești în suferință și asta, și când iaca ești gata să mori, iaca îți vine timpul, ți-o mai dat doi pumni și iaca mori, partea bună din toată asta, frați și surori credincioși, este că copiii Domnului, când mor, îi întâlnești Iisus, însuși Iisus și Tatăl. Ștefan zice, eu văd, știți cum noi vedem de departe când oaspeții care vin la noi, sau când tu mergi în oaspeții la cineva, tu te uiți cine te așteaptă, da, în fața ușii, este câteodată în fața ușii, te așteaptă la cine te duci. Așa Ștefan zice, eu văd la cine merg. Uite-l, Iisus în cine eu am crezut, stă la dreapta Tatălui, eu merg spre ei. Și atunci cei care nu merg spre cer au pus mâna pe pietre, l-au tărât afară din cetate și l-au omorât pe Ștefan. Fraților, pentru voi este o încurajare că
Dacă murim în Domnul, suntem întâmpinați de Domnul. Amin? Cine din voi vrea întâmpinat de Domnul Iisus? Am o carte, cartea aia îi spune așa, Urmațele Credință. Sunt frați din Rusia, Moldova, diferite țări. Și în cartea aia, toți credincioșii care au murit în pușcării, prin suferințe, prin bătăi, și în timpul când ei mureau, știți ce spuneau ei? Care striga, Iisuse, ai venit! Care vedea, care simțea, un frate, după ce au ieșit din pușcărie și Alașov, îi spune acasă, când l-a luat, bolnav, el a spus așa, parcă aud și parcă simt ultimul sunet a trenului meu. Ia că pleacă, plecăm. Tu, zice, au zis cuvintele astea, au plecat, au murit. Știi? Majoritatea spuneau, ia că închid ochii și știu că sunt întâmpinat de Iisus. Știți, fraților, de ce vă vorbesc biserica, de ce vorbește despre Hristos? Ca noi creștini să ajungem la nivelul ăla, să nu ne temem nici de moarte, dacă vreodată ar fi ocazie, ci să trăim pentru Hristos. Să nu ne temem, pentru că moartea, Apostolul Pavel zice, e un... Deci cine a venit la Londra după câștig? Ok. Eu am venit să câștig. Auzi? Cel mai mare câștig a creștinului ăsta e unul dintre câștigurile mari, ăsta e... Da, este și să te pocăiești și trăiești viața cu Hristos. Dar mai mare câștig pentru un pocăit, știi care? Când ai închis Domnul ochii și l-ai văzut pe Domnul că te întâmpină și în sfârșit ai intrat undeva unde toată viața ești în prezența Domnului. Amin? Fraților, s-a înălțat? Vom fi înălțați împreună cu El. Nu a rămas mult. Ia că vine ziua. Eu țin minte că mama mea spunea când eram noi mici, spunea o vorbă, las că vine, când noi greșeam ceva, las că vine El tatu, vine tatu acasă. Adică ceva o să luăm noi. Și să știți, când după ce ea spune, las că vine tatu, eu cu Ilie, de pe minut pe minut, simțeam că El vine. Și cineva, ascultă, și cineva făcea cu mașina undeva acolo, pip, și el spune, el apare. Și eu zic, gata, apare. Ascultă, noi toți simțim noi că venirea lui Iisus este aproape. Tu simți undeva acolo, pip, e aproape. Numai că știi ce? Cei care l-au ignorat pe Iisus și jertfa Lui, o să aștepte asta cu frică, dar noi cu bucurie.